Vreau să încep cu o întâmplare adevărată. Un pastor tânăr a fost repartizat într-o biserică și era prima zi în care trebuia să meargă, să fie prezentat bisericii, trebuia să aibă prima lui predică și pe drum, în timp ce mergea, a fost cumva prins în trafic, întârzia, a ajuns cu greu la biserică. Formația îl aștepta, era comitetul bisericii în față și l-a așteptat, toată biserica l-a așteptat. El a venit, cum a ajuns imediat, a plecat spre amvon, era grăbit. Când să urce treptele amvonului, s-a împiedicat și a căzut lungit pe tot amvonul, tot fața, în fața amvonului. A căzut acolo. Era și lung, pastorul. Și ce să facă în situația aceea? Ei venea să intre în pământ de rușine, de situația jenantă în care era. Era prima dată în fața comitetului, în fața bisericii. Era destul de... Da. Și i-a venit o idee, s-a ridicat, el s-a scuturat și a luat Biblia, s-a strâns el încet, a mers la amvon, s-a prezentat în fața bisericii și a întrebat așa biserica: fraților, este cineva care a căzut astăzi, s-a împiedicat astăzi și a căzut jos? Și s-au ridicat două mâini. Și el zice: este cineva care săptămâna aceasta s-a împiedicat și a căzut jos? S-a mai ridicat vreo 10-20 de mâini. Zice: măi, în ultima lună, este cineva care s-a împiedicat și a căzut jos? Ei, au ridicat mai mulți mâna. Și atunci am mai întrebat odată: în ultimul an, este cineva care s-a împiedicat și a căzut jos? Și toată biserica a ridicat mâna. Și el a zis așa: fraților, un împiedicat vorbește unor împiedicați, unei adunări de împiedicați. Fraților, cel care vorbește este și el un păcătos ca și voi. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când trebuie să prezint mesajul lui Dumnezeu, vă spun sincer că simt responsabilitatea acestei misiuni. Că este o responsabilitate a vorbi din partea lui Dumnezeu. Vă invit acum să deschidem mesajul din această dimineață cu un text care îl găsim în 1 Petru, capitolul 5, la versetul 8. 1 Petru, capitolul 5, versetul 8 spune așa: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă turcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Apostolul Petru ne avertizează cu aceste cuvinte: fiți treji și vegheați, potrivnicul vostru, diavolul, dă turcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. La prima vedere, deci, este o avertizare, Petru spune fiți treji, vegheați, și este important să vedem cui se adresează apostolul. Apostolul începe epistola sa cu cuvintele către aleșii care sunt împrăștiați prin Pont, Bitinia, Capodocia și așa mai departe. Petru vorbește celor care au fost chemați de Dumnezeu la mântuire, care au fost acceptați în Iisus Hristos, cei care erau acceptați pe Domnul Iisus, erau iertați, erau pe drumul mântuirii. Și acestora Petru le zice: fiți treji și vegheați. Este un adversar. Este un adversar care dă târcoale. Deși Dumnezeu ne-a chemat la mântuire și suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos, mântuirea este darul lui Dumnezeu pe care îl primim prin credință, pe drumul acesta al mântuirii există un adversar care caută să ne răpească premiul ceresc. Și acest adversar se numește diavolul. Biblia demască planurile sale și strategiile sale împotriva copiilor lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne avertizează, fiți atenți, este un inamic care vrea să vă abată de la mântuire. Această avertizare este extrem de importantă pentru noi.
Imaginați-vă ce se întâmplă cu un soldat care doarme în timpul luptei. Vă puteți imagina un soldat care doarme în timpul luptei? Ce se întâmplă cu el? Sau doarme la post? Imaginați că vine inamicul și îl găsește dormind. Ce-i va zice? Băi, omul ăsta doarme, lăsați-l să doarmă, nu-l deranjați. Cred că ce va face, sau va fi executat pe loc, sau va fi luat prizonier. Și Petru ne zice, fiți treji și vegheați. Deci nu e o chestiune de joacă. Biblia ne vorbește despre marea luptă dintre bine și rău. Dintre o mare luptă între Hristos și Satana. Și fiecare din noi suntem implicați în acest război, în această luptă. Iar terenul de luptă este chiar mintea noastră, este mintea fiecăruia dintre noi. Acolo se dă războiul. În această sală, în această biserică, cu noi sunt îngerii lui Dumnezeu și sunt și demonii. Sunt și îngerii lui Dumnezeu și sunt și îngerii cei răi. Și fiecare se luptă pentru mintea noastră, pentru a avea controlul în viața noastră. Noi nu-i putem vedea, sunt invizibili. Apostolul Pavel spune, zice, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică cu alte cuvinte, noi n-avem de luptat împotriva oamenilor, noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, avem de luptat împotriva duhurilor răutății. Aceasta este lupta noastră, invizibil. Într-o istorie din Vechiul Testament, Elisei era înconjurat într-o cetate de armatele siriene. Slujitorul său îi zice, stăpâne, ce facem? Uite, ne-au înconjurat, cetatea înconjurată. Și Elisei se roagă și îi zice, Doamne, deschide ochii să vadă. Și când i-a deschis ochii, a văzut că muntele din jurul cetății era plin de care, de foc, erau îngeri acolo. Deci erau mult mai mulți care îl protejau pe Elisei decât cei care veniseră să-l ia prizonier. Cu noi sunt îngerii lui Dumnezeu, dar de asemenea sunt îngerii cei răi care duc lupta. Dumnezeu vrea loialitatea noastră, dar și Satana se luptă pentru a avea control în viața noastră. Iar de noi depinde de partea cui vom trece. Nu ne aparține decizia, Dumnezeu nu va forța pe nimeni. O istorie din Evanghelie ne arată această luptă între bine și rău. E vorba de demonizatul din Gadara. Istoria se găsește în Evanghelia după Luca. Nu voi citi întreaga istorie, dar este un caz foarte dramatic cu această istorie. Un om care era posedat. Iisus îl întâlnește pe acest om și demonii vorbesc prin acest om și îl roagă pe Iisus să nu-i alunge din acea regiune. Iisus are un dialog cu ei, îi întreabă numele lui și ăsta spune, suntem legiune, suntem foarte mulți. Omul ajunsese într-o stare extraordinar de grav, era prizonier. Omul nu mai era stăpân pe mintea lui, demonii făceau cu el tot ce vroiau. Era control total. Nu știu ce a făcut el în viața lui, care era stilul de viață, cum a ajuns în această situație, dar Biblia ne spune că era o situație dramatică. Omul locuia în morminte. Și Iisus, prin puterea sa, l-a eliberat pe acel captiv al satanei, pentru că dincolo de cuvintele demonilor, Iisus a citit rugăciunea nerostită acestui om, care nu putea vorbi cu... Vorbirea lui totul era complet acaparat de satana, dar rugăciunea nerostită a citit-o Iisus și l-a eliberat. Și ne spune la versetul 35, în Luca capitolul 8, oamenii au ieșit să vadă ce le întâmplate, au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Omul Dumnezeu, Iisus i-a dat din nou libertate asupra facultăților lui mentale. Omul era în toate mințile. Bătălia se dă pentru mintea fiecăruia dintre noi. O altă istorie, parabolă care o spune Domnul Iisus în Matei capitolul 12, e vorba despre, zice, duhul necurat, când a ieșit dintr-o nouă, merge prin locuri pustii, nu găsește odihnă.
Duhul necurat caută o locuință și nu găsește odihnă. Și zice, mă voi întoarce înapoi, în casa de unde am plecat. Și se întoarce la omul respectiv și zice că găsește casa măturată, împodobită, dar casa era goală. Spune parabola, în parabola Domnul Iisus, zice, se duce, ia alte 7 duhuri mai rele ca el, starea omului acelui ajunge un dezastru. Întrebarea care o pun în această dimineață, de ce casa era goală? Cine trebuia să locuiască în casa respectivă? Iisus, Dumnezeu trebuia să locuiască în casa respectivă. Dumnezeu vrea să locuiască în fiecare dintre noi. Mintea noastră, sufletul nostru să fie un templu pentru Duhul Sfânt. Așa spune Apostolul Pavel. Voi sunteți, trupul vostru este templu al Duhului Sfânt. Iar sediul unde vrea să locuiască Duhul Sfânt este mintea noastră. Problema este că Dumnezeu nu intră forțat în viața noastră. Dumnezeu respectă libertatea pe care ne-a dat-o. Spune în Apocalipsa 3:20, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el, voi cina cu el, voi rămâne cu el. Iisus stă la ușă și bate, de noi depinde dacă deschidem. Iar în Proverbe, capitolul 23, Dumnezeu zice așa, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăceri în căile mele. Inima, în unele cazuri în Scriptură, înseamnă sediul emoțiilor noastre, dar în acest caz concret înseamnă mintea noastră. Dumnezeu zice, dă-mi mintea ta. Dumnezeu are nevoie de acordul nostru ca să poată locui în noi. El are nevoie de dragostea noastră, altfel nu poate. Pentru că El respectă libertatea noastră. Și vă spun un lucru foarte important aici. Satana își chinuie victimele sale, face din ele ce vrea el. Dumnezeu ne respectă chiar și atunci când noi îi predăm viața noastră. Atunci când noi ne predăm viața lui Iisus și îi lăsăm control total în inima noastră, Dumnezeu continuă să respecte individualitatea noastră și personalitatea noastră. Pentru că așa este Dumnezeu. Satana nu face acest lucru. Societatea noastră de astăzi ignoră atât existența lui Dumnezeu, sau neagă, mai bine zis, neagă existența lui Dumnezeu, dar neagă și existența lui Satana. Un ateu s-a întâlnit odată cu un creștin și a zis așa, domnule, eu nu cred că există Satana. Și creștinul i-a zis, când doi indivizi merg în aceeași direcție, nu se întâlnesc niciodată. Ia încearcă să mergi spre Dumnezeu și vei vedea cum te vei intersecta cu Satana. Societatea de astăzi, mentalitatea de astăzi este a exclude orice este supranatural. Este o tendință, cel puțin în Occident, de a exclude supranaturalul. Toate fenomenele naturale sunt, toate fenomenele, dezastrele naturale care au în lumea noastră loc, sunt puse doar pe seama unor cauze naturale. Un virus apare la întâmplare. Un război începe la întâmplare, că așa unul a vrut acolo să înceapă războiul. Oamenii nu înțeleg că există un mare sforar. Și Satana se bucură de lucrul ăsta. Un mare sforar care folosește oamenii ca pe niște pioni. Toți cei care nu se predau lui Hristos, nu se predau lui Dumnezeu, sunt folosiți de Satana. Odată am întâlnit un tânăr, eram în lucrare în Spania, un grup de tineri, ofeream pe stradă literatură, contactam persoanele pentru a le vorbi despre Hristos. Am întâlnit un tânăr cu care am avut o discuție și el mi-a zis că noaptea este chinuit în vis. Zice, noaptea sunt chinuit. Din discuție, din vorbă în vorbă am mai povestit noi și mi-a dat seama care e problema lui. Se uita la filme de groază. Și am zis, măi, omule, asta e problema ta. Te uiți la filme de groază din cauza asta? Demonii intră și de-aia te chinuie noaptea. Și zic, soluția, nu te uita la așa ceva. Dar zic, asta nu este suficient.
Aruncă toate DVD-urile care le ai în casă. Aruncă toate CD-urile cu muzică rock pe care le ai în casă, pentru că tu ai deschis o ușă și ăla rău intră. Pe atunci oamenii foloseau DVD-uri, CD-uri. Dumnezeu ne avertizează pe noi cu privire la amăgirile celui rău, cu privire la șiretlicurile lui Satana. Este un... După 6.000 de ani de experiență, Satana este cel mai mare expert psiholog. El știe cum funcționează mintea omenească, el știe cu ce ispite să vină la fiecare dintre noi. El știe unde să ne atace pe fiecare. Dacă n-ar fi puterea lui Dumnezeu, niciunul din noi n-ar scăpa. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Satana urăște neamul omenesc. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa 12, în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui au luptat, Balaurul și îngerii lui. Și Balaurul și îngerii lui au fost biruiți, au fost aruncați din cer pe pământ. Locul lor nu s-a mai găsit în cer. Sunt unii care întreabă, de ce Satana a venit pe pământul ăsta și face atâta dezastru, atâta? Unii creștini pun întrebarea aceasta. Răspunsul Bibliei este, Satana a fost primit pe acest pământ. Adam și Eva au ascultat de sugestiile diavolului, șarpelui. Și în felul acesta, pământul care le-l dăduse Dumnezeu în stăpânire lor, proprietatea a fost furată prin amăgire, prin uzurpare de către Satana. Din cauza aceasta, el a găsit loc aici pe acest pământ. De asemenea, Apocalipsa 12 spune că Balaurul este mâniat. Deci Satana a coborât pe pământ cuprins de o mânie mare, pentru că știe că are puțină vreme. Și spune că s-a dus să facă război cu rămășița seminței femeii. Deci Satana este în război cu fiecare dintre cei care vor să-i slujească lui Dumnezeu. Și în Biblie avem exemplul lui Iov. Vedeți ce i s-a întâmplat lui Iov? Când Dumnezeu a zis, uite aici pe pământ am un om credincios, Iov, el se teme de mine, ascultă de mine, și Satana imediat a protestat. Omul ăsta trebuie pus la încercare, la încercare dramatică. Și Dumnezeu a zis, ok, sunt limite. Dacă ar fi fost după Satana, i-ar fi luat viața imediat lui Iov, așa cum a făcut cu copiii lui. Dar Dumnezeu a zis, există limite, nu te atingi de viața lui. Și Iov a fost încercat. Cei care înțeleg marea luptă dintre bine și rău, cei care prin harul lui Dumnezeu au primit această lumină, nu pot să ignore acest război spiritual, acest război invizibil care are loc. Iar pe noi Biblia ne avertizează și ne spune, fiți treji și vegheați. Nu vreau să vorbesc în această dimineață doar despre cât de grozav este cel rău, este Satana. Trebuie să ne concentrăm la harul lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu și la puterea lui Dumnezeu. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, iar așa cum învățăm în psalm tot acest trimestru, Dumnezeu este ocrotirea poporului său. Dacă n-ar fi Dumnezeu de partea noastră, dacă nu ne-ar ocroti El... Vreau să spun ceva, astăzi suntem aici la biserică, astăzi suntem aici prin harul lui Dumnezeu. Că El, prin îngerii Săi, ne-a păzit, ne-a ocrotit și a îngăduit să venim aici. Dumnezeu ne păzește și ne ocrotește, dar Dumnezeu are instrucțiuni care ne le-a lăsat în cuvântul Său, în Scriptură, în Biblie. Copiilor noștri, noi le punem niște limite. Nu te juca cu focul, îi spunem copilului. De ce? Că se joacă cu focul, ce ar putea să se întâmple? Când eram mic, m-am jucat cu focul și aproape am dat foc la casă. Aveam 5 ani, fratele meu avea 4 ani și ne jucam cu focul. Ne-au lăsat singuri pentru puțin timp. Aveam o babysitter, părinții erau plecați la oraș, ne-au lăsat o babysitter, dar babysitter s-a plictisit de noi, copiii mici, și s-a dus la... discotecă și noi am rămas singuri și ce să facem? Ne-am jucat cu focul. Dumnezeu ne-a scăpat viața. Dumnezeu de atunci ne-a scăpat viața. El are un plan cu viața fiecăruia dintre noi. Prin minune, nu știu ce s-a întâmplat, că noi am scăpat cu viața. Eu nu mai țin minte toate detaliile, dar a doua zi
Semnele focului se vedeau prin casă. Noi spunem copiilor noștri, nu te juca cu focul, nu te juca cu chibriturile, nu te juca cu curentul electric, pentru că ne pasă de ei, le punem niște limite și știm că le va face rău dacă se vor juca. Dumnezeu ne-a dat niște instrucțiuni și instrucțiunile se găsesc aici. Efeseni capitolul 6, spune Apostolul Pavel, luați, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Coiful, platoșa, scutul, toate elementele armăturii lui Dumnezeu, luați-le asupra voastră, ca tot corpul vostru să fie bine protejat. Fraților, vreau să vă spun un lucru și vreau să vă întreb un lucru. E posibil să fiu eu protejat dacă mă rog 2 minute pe zi, 1 minut dimineață, înainte de a pleca la muncă și 1 minut seara când mă întorc de la muncă și vreau să merg la culcare? E posibil să fiu eu bine protejat de armura lui Dumnezeu dacă dedic doar 2 minute pe zi rugăciunii? Pavel Goia povestește despre tatăl său. Locuia într-un apartament în care era din ăsta semidecomandat sau nici nu știu, de tip vagon. Imaginați un apartament de tip vagon în care trebuia să treci într-o cameră în alta. Ca să ajungi la baie trebuia să tot traversezi camere. A crescut într-un astfel de apartament. Și zice, când trecea prin camera tatălui său, povestește el, îl găsea pe genunchi în rugăciune. Păi și îl găsea tot timpul în rugăciune. Și zice, băi, tată, dar de ce te rogi așa de mult? Și zice, dacă nu mă rog, eu nu am toată protecția lui Dumnezeu asupra mea împotriva ispitilor celui rău. Pentru că noi nu ne rugăm, pentru că neglijăm această armură atât de importantă, când vine ispita, suntem atât de vulnerabili și cădem atât de ușor. Dacă am stat pe genunchi în rugăciune, protecția lui Dumnezeu ar fi asupra noastră. Altfel am reacționa, am avea puterea aceea spirituală să spunem nu. Altfel suntem victime ușoare, iar Dumnezeu ne avertizează, fiți treji și vegheați. Soluția lui Dumnezeu de asemenea o găsim în Iacob capitolul 4, versetul 7. Iacob capitolul 4, versetul 7. Ne spune așa, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Soluția care ne-o prezintă Scriptura în acest text este supunere față de Dumnezeu. În Biblie aș vrea să aduc 2 exemple din Evanghelie foarte scurt. Una din ele îl are în vedere pe Petru. Matei capitolul 16, Domnul Iisus se adresează ucenicilor săi și îi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Ucenicii au dat diferite răspunsuri și atunci Iisus îi întreabă, dar voi ce ziceți? Petru este cel care răspunde, e primul. Și Petru dă un răspuns magistral, un răspuns ortodox, un răspuns biblic și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. După aceasta, Domnul Iisus îi avertizează pe ucenicii săi cu privire la faptul că Mesia va fi arestat, va fi judecat și va fi condamnat la moarte și va fi răstignit. La care Petru, după înțelegerea lui omenească, îi spune Domnului Iisus să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Iar Iisus îi adresează o mustrare destul de tăioasă. Practic, una din cele mai tăioase mustrări care o adresează Iisus cuiva și îi spune, înapoi a mea, Satano, îi spune lui Petru. Cum ajunge Petru să fie manipulat de Satana în felul în care a fost? Lângă Hristos stă ucenicul lui Hristos și din cauza concepțiilor lui greșite cu privire la Mesia, ajunge să dea glas unor idei de-a lui Satana. Și Domnul Iisus îi spune, zice, gândurile tale nu sunt de la Dumnezeu. Gândurile tale sunt de la cel rău. Acest exemplu biblic este o avertizare pentru noi, cei credincioși, pentru că dacă nu suntem atenți, dacă nu veghem, cel rău ne poate manipula pe oricare dintre noi. Vreau să vă întreb ceva. Vi s-a întâmplat să spuneți niște cuvinte așa la supărare, la nervi,
Și după aceea se zice, băi, cum am putut să zic așa ceva și să vă pară rău? Cine a fost cel care v-a atâțat să spuneți cuvintele respective? Sau să ridicați tonul respectiv? Este cel care l-a manipulat și pe Petru. Noi suntem avertizați cu privire la aceasta. Noi suntem într-un război, nu este joacă și nu este teren neutru. Un alt exemplu, al doilea exemplu este Iuda. Iuda este unul din cei 12 ucenici. În general, Iuda este blamat și are locul lui în istorie bine așezat acolo. Dar vreau să vă spun ceva. Iuda nu era nici mai rău, nici mai bun decât ceilalți ucenici. Toți ucenicii aveau defecte. Și le avea și Iuda. Care a fost diferența? Pentru că Biblia ne spune la un moment dat, la cina aceea de taină, în Evanghelia după Ioan, spune că Satana a intrat în Iuda. Cum e posibil așa ceva? Cel care stă lângă Hristos, era împreună cu Hristos, a văzut minunile, învățăturile lui Hristos și Biblia spune că Satana a intrat în Iuda. Problema lui Iuda a fost, spre deosebire de ceilalți ucenici, spre deosebire de Petru, este că Iuda nu s-a supus în întregime lui Hristos. Iuda a păstrat distanța, el se credea deștept. Deci îl provoc pe Iisus să facă o minune, să fie arestat și va face o minune, toți îl vor aclama ca Mesia, iar eu sunt cel care am avut această foarte bună idee și strategie. Iuda nu s-a predat în totul lui Hristos. El avea înclinații naturale spre rău, așa cum le avem toți. Toți avem o fire pământească care ne trage în jos. Problema lui a fost că nu s-a supus lui Hristos. Iar Iacob ne spune, supuneți-vă lui Dumnezeu și diavolul va fugi de la voi. Deci când ne supunem, când viața noastră o supunem lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dăm controlul nostru în viața, controlul în viața noastră. Dumnezeu ne zice, fiule, dă-mi inima ta. Noi trebuie să-i dăm controlul acesta, el nu poate să-l ia cu forța. Și atunci când îi dăm control în viața noastră, Dumnezeu este cel care modelează mintea, modelează caracterul nostru. Spuneam că Satana, după 6.000 de ani de experiențe în ispitirea omului, experiențe pe creierul uman, este un expert. Astăzi, mijloacele lui s-au diversificat și s-au îmbunătățit extrem de mult și datorită tehnologiilor care sunt astăzi. Noi trăim într-o societate care este bombardată efectiv de informații. Toți avem telefoanele acestea, avem calculatoare, micul ecran a devenit marele ecran, nu mai este mic acum, și zilnic, dacă nu suntem atenți, suntem bombardați de o mulțime de informații. Multe dintre ele nocive. Și uneori ne lipsește filtrul ca să știm ce este bun și ce este rău. Și vreau să spun că strategia lui Satana este de a spăla oamenii la creier. Aceasta este strategia lui, în așa fel încât ei să nu mai înțeleagă ce este bine și ce este rău. Și în felul acesta Satana pregătește terenul ca toată lumea să primească semnul fiarei. Iar pe noi Dumnezeu ne avertizează și Dumnezeu ne spune în această dimineață, închide ușa. Închide ușa. Chiar dacă se numește Facebook, Instagram sau cum s-o numi. Dacă este ceva rău, dacă este ceva negativ, închide ușa. Închide ușa la tot ce este nefolositor și la tot ce dăunează vieții noastre spirituale. Și în același rând, în același moment, Dumnezeu ne spune în această dimineață, deschide ușa! Deschide ușa la tot ce este bun, la tot ce este frumos, la tot ce este înălțător, la tot ceea ce zidește spiritual, la tot ceea ce este dumnezeiesc. Am un text în Scriptură care îmi place foarte mult, vreau să-l citesc în această dimineață, este vorba de Ioan, capitolul 14, un text extraordinar. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos în Ioan capitolul 14 la versetul 23. Drept răspuns Iisus le-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi.
Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Este extraordinar cuvântul acesta. Nu știu dacă noi înțelegem implicațiile Lui, dar prima condiție care o pune Domnul Iisus aici este: dacă mă iubește cineva, dacă noi Îl iubim pe Dumnezeu, prin aceasta deschidem inima noastră pentru Dumnezeu. Îi deschidem ușa larg ca El să intre în viața noastră. Și spune că dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu și noi vom veni la El, Tatăl și Fiul vom veni la El și vom locui împreună cu El. În Matei capitolul 12, Domnul Iisus ne avertizează, zice: casa acelui om a rămas goală. Iar aici ne spune că dacă Îl iubim, Tatăl și Fiul vor locui cu noi. Mintea noastră nu este un teren neutru. Se dă o bătălie pentru mintea fiecăruia dintre noi. Tu ești atât de mare preț ai în ochii lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a dat pe Fiul tău să moară pentru tine. Dar și Satana se luptă pentru mintea ta. Satana a pierdut cerul prin taina nelegiuirii, este o taină, nu intrăm în aceasta, și este invidios și nu dorește ca noi să mergem acolo. Satana îi urăște pe toți cei care Îl iubesc pe Dumnezeu. Noi suntem un teren și avem de luat o decizie, fiecare dintre noi. O decizie în care trebuie să hotărâm cui dăm controlul în viața noastră. Să nu credem că vom menține controlul noi. Nu există teren neutru. Toți cei care nu se supun lui Hristos rămân sub controlul lui Satana. Și este un text în Scriptură care ne avertizează cu privire la acest lucru. În a doua Corinteni, capitolul 4, cu versetul 4, spune așa. Vorbește Pavel despre o categorie de persoane despre care zice el: a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Satana a orbit mintea tuturor celor care resping Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ca biserică, Dumnezeu ne-a încredințat un mesaj, să vestim întreita solie îngerească ca ultimul mesaj pentru locuitorii acestui pământ. Nu că suntem mai buni ca alții, că nu suntem, ci Dumnezeu ne-a încredințat un mesaj. Și mesajul acesta este din partea lui Dumnezeu, presupune o responsabilitate din partea noastră. Iar Satana știe acest lucru. Iar el va face tot posibilul ca noi să rămânem paralizați într-o situație în care să nu putem face nimic și să nu facem această lucrare care Dumnezeu ne-o cere, iar revenirea lui Hristos să fie amânată până când nu va mai fi niciun locuitor pe acest pământ. Dar Biblia ne spune că Hristos este biruitor, iar cei care Îl urmează pe El sunt biruitori împreună cu El. Când trecem de partea lui Hristos, trecem de partea celui biruitor. Iubiți frați, dorința lui Dumnezeu este ca El să locuiască în tine și în mine. Aceasta este dorința Lui din momentul în care L-a creat pe Adam și Eva. Și aceasta este finalitatea planului de mântuire. Planul de mântuire se termină cu aceasta. Chipul lui Dumnezeu va fi din nou perfect reprodus în ființele umane. Ființe umane ca tine și ca mine, care am fost în valea păcatului, care am fost în mocirlă, de acolo Dumnezeu ne-a scos, ne-a spălat, ne-a curățat, ne-a iertat și vrea să-I predăm mintea noastră ca El să o modeleze și să ne facă compatibil cu cerul. Încă există mult egoism în noi, încă există lupte în viața noastră. De aceea Dumnezeu vrea să ia în stăpânire viața noastră, să o modeleze ca să putem locui cu cei care sunt în cer. El să ne dea fiecăruia putere, să ne dea fiecăruia înțelepciune ca să luăm decizia corectă. Și nu uitați, noi nu putem face binele prin propria noastră putere. Avem nevoie să-I predăm lui Dumnezeu voința noastră.
De aceea Dumnezeu ne cere, dă-mi mintea, dă-mi voința ta, ca El să poată lucra în noi și voința și înfăptuirea. El să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin.